Bună seara și bine ați venit la profesorul de matematică. Gata, pornim cu copii, pentru că am înțeles că vine mai întâi aveți acest concurs sau olimpiadă, ce este asta? Concurs. Așa, dar după care pe 7 mai aveți chestia aceea care la Vrânceanu. Foarte la tare. Și pe 21 mai la Ferdinand. Încercați să mă ambele locuri, nu? Eu încerc mai întâi la Ferdinand. La Ferdinand? Nu, eu încerc mai întâi la Vrânceanu. Dacă intru la Vrânceanu, nu mai dau la Ferdinand. Deci nu mai duci, da? Bine, să zicem... Tema. Tema interesantă, da? Tema pentru acasă. Clasa... Vă vreau să vă spun la papelul. Dacă faci ce? Pe calbi. Nu mă interesează. Important este să lucrezi, da? Așa, da, să începem. Să enunțați. Numărul care nu se împarte exact la 3 este A, 600, B, 9, C, 72, D, 13. Eu zic 13. 13 nu se împarte la 3, 3 plus 1, 4 și nu se împarte. Asta e motivul. Deci, numărul 6 a 2. Numărul 6326 are pătrat 100. Ce? Are câte sute? Are câte sute? Care este numărul? Deci numărul care este? 6326. 6323. 26. 6.326. Câte sute? 63. Da, 63 de sute. Da. Da? Câte sute are? 63 de sute. Deci, practic, dar numărul 5.475. 54. 54 de sute. 54 de sute, da? Dar numărul 31.435. 314 sute, da? Bun. Aș vrea să vă propun ceva. Mai tu de zis acolo, ceva în chestie. Exercițiul 3. Dacă sfertul unui număr este 364, atunci numărul va fi... Păi 364. Sfertului, deci o pătrime din X, egal cu o pătrime din X. Nu știu de ce nu e lumină, auzi. Nu știu de ce nu-i lumină. Deci o pătrime din X este, cât a spus? 364. Atunci X-ul egal cu cine? Poate fi soluțiile A, 1456. Noi facem calculul și îl alegi acolo. Noi facem 364 ori 4 și egal cu? 1456. Apoi. Scrie cu cifre romane cel mai mic număr par format din 4 cifre. Păi cel mai mic este... 1000. Da, stai. Deci, scrie cu cifre romane cel mai mic număr par format din 4 cifre diferite. 4 cifre diferite. 1012. Nu, 1023. 1204. 1024. Deci, cum scrie numărul cel mai mic număr? Da. Deci, scrie cu cifre romane cel mai mic număr par format din 4 cifre diferite. Deci trebuie să încep cu unul obligatoriu. Da. 1024. Și trebuie să scriem în cifre romane. Păi începem cu X. Da. X. X. X-ul ce înseamnă? 10. Ava, nu o să fie 30. O să fie M. Adică da, mă înseamnă 1000. Așa. Corect. Da. 1000. O să fie... 20. XX. Corect. Și 4. Și 4. Corect. Deci 1000, M. M, X, X, I, V. I, V, da. 1. 1, V. 1.
Cirbă, da. Corect. Avem acolo? Da. Bine. Dar e corect. Par. E, a, egală 5. Cu fracția 12 pe 25 este. Cine? Deci, egală cu fracția 12 pe 25 este. 12 pe 25 este o altă fracție, da, egală cu asta. Adică și răspunsurile sunt 15 pe 28, 36 pe 50, 48 pe 100 și 6 pe 5. Noi știm foarte bine că plecând de la fracția asta care este ireductibilă, ireductibilă este, da? Deci nu se mai poate simplifica, mă? Pe 100. Pe ea, putem, plecând de la ea, putem obține fracții echivalente câte dorim. Domn profesor, dar de ce nu putem să împărțim? Pentru că nu se poate. Nu se mai poate. Păi 12 pe 25 este o fracție ireductibilă. Mai ireductibilă. Cum? Prin cât? Prin cât s-ar simplifica? Pe 25 nu, și am mai prin 5. Nu, nu, ce înseamnă ireductibil? Să găsim la amândouă. La amândouă? Sigur că da. E, acum plecând de la ea... 48%? Adică le mulțim cu 5? Adică deci 4, putem, 4, de la, 4, 4. Plecând de la ea, putem mulți cu 2. Da? Cu 2 și vine 24 pe 50. Dar nu-i bun. Nu avem așa. Care e egal mai departe. Eu te construiesc. Da. Eu construiesc și voi alegeți. Egal cu 36. 36 pe 75. E 75 egal cu 48 pe 100. Asta e bun. Asta e bun. Și egal cu, mă rog, câte vreți voi. Da? Asta egal, e. Practic, plecând de la o fracție reductibilă, amplificând fracția, adică și numărătorul și numitorul cu același număr, se obțin fracții echivalente. Și atunci faci cu cât crezi tu până când dai peste una care se încadrează în șirul acesta de fracții, plecând de la ea, da? Bun, punct e punct. Altceva. 7. Nu, 6. Aproximat la 10.000 numărul 750.923. Aproximat. Aproximat. La 10 de mii. La 10 de mii. Numărul. De mii. Numărul. Numărul. 750 de mii. 750 de mii. 923. 923. Devine. Este. Devine, da? Da, devine. 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 Șapte. 800 de mii. Deci aproximat la 10 de mii. Da, o să devină 800 de mii. Da, nu e 8. N-avem niciun... Aproximat la 10 de mii. La 10, aproximat bă, tu la 10 de mii. 50 de mii, acolo la 5. E 750 de mii. Pentru că tu aproximezi la 10, poate nu la 7. Atenție, hai să luăm ușor. Aproximat ăsta la 10. La 10. Cât ar devine aproximativ? Ar fi 7500. 750.920. Aproximat la 10, da? Adică ne oprim la momentul la 10, neglijăm unitățile. Da. Aproximat la 100. Cât ar veni asta? Ar veni 750.900. 900 la aproximat la cine? La 10. La 100. La 100, la 100, da? Aproximat la 1000. Ar fi... Ar fi 8, 750, ar fi 750, nu, ar fi, ar fi 751 de mii, da. Acum, această rotunjire, una este rotunjirea și alta este aproximarea. Când zice aproximăm, adică ne oprim la, doar la cifra miilor sau zecelor de mii. Da. Asta vreau să spun. Și dacă noi ne-o... dacă zicem rotunjiți, înseamnă că văzând că e nouă și tot ce depășește dincolo de 5, ne ducem cu o unitate mai mult. Da. Și acum trecem la 10.000. Deci... nu e 0. 7.500. 750.000 se aproximează. Deci la cifra 10-lor de mii înseamnă 750.000. Corect. Da. Da? 750.000. Dacă suma... deci devine, hai să răspundești mai... dar de ce 750? Noi avem acolo după. Tu nu ești de acord cu chestia asta, nu? Deci la unități, ai înțeles, deci, nu? La 10, la 10 înseamnă că ne opream la 9. Da, și trebuie să la 100. Și la cei după e.
923. Asta insist să spun. Dacă ar fi fost să aproximăm și ar fi fost aici Daria, dacă ar fi fost numărul 750.929, da? Și spuneam, aproximează la nivel de 10. Și dus la 30. Da. Da, una este să rotunjim. Deci când zic rotunjesc, când rotunjim, înseamnă că ce facem? Din clipa în care asta depășea pe 5, 5 și mai mare, creștem cu unitate, rotunjim. Da, ce-i prin lipsă și prin adaos atunci? Atunci când zicem aproximați prin lipsă sau prin adaos. Deci autorul spune aproximați prin lipsă sau prin adaos. Și atunci facem chestia asta. Prin lipsă însemna, ce înseamnă aici? Că neglijăm pe tot ce-i nouă, după, da? Da. Și prin adaos adaugăm cei adaugăm exact, cei depășite pe 5. Deci trebuie să vedem nuanța foarte bine. Exact, ia de răspunsul. Ia vezi. Nu este ABC? Nu. Da. Deci rotunjirea, rotunjirea este ceea ce spuneam mai devreme, că mă duc la... Este 750, 751 de mii, ca și răspuns. Este 750 și 751 de mii. Sigur că da. În condițiile în care nu am înțeles bine ce înseamnă rotunjirea și ce înseamnă aproximarea la nivelul ăla, la nivelul ăsta. Deci la nivelul 10-lor de mii mă opresc. Da, acolo sunt mire, la 5. Așa, deci aici m-aș opri la 750, nu? 750 de mii. La 750 de mii. Ce nu ți-i clar, Daria? Că de ce nu zic 751 de mii, nu? Daria. Daria, asta? Da. De ce nu zice 750, dar e la mii acolo, nu la 10 de mii. Trebuie să aproximăm la 10 de mii. Păi da. 10 da. De mii, cifra 5. Uite-te un pic la tablă. Unități, 10, 100, 1000, 10 de mii. E de la cifra 5. Da, deci cifra 5. Cifra 5 urmează 0. Aici, aici mă opresc. Da? M-am oprit? 7, 5. Și urmează 0. Oricât ai vrea, deci urmează 0. N-am cum să merg mai departe. 750 de mii. 750 de mii, da. Bun. Devine 750 de mii. Așa, devine 750 de mii. Bine? Hai, următor. Dar zic, eu sau tu? Daria, nu, dacă nu ești de acord, mai stăm de vorbă și dacă mă înțelegem. Dar e clar, Daria, uite, unități, 10, te uiți la tablă. Unități, 10, sute, mii, 10 de mii. 10 de mii e cifra 5. După cifra 5 urmează 0. Oricum ai vrea tu să aproximezi și prin lipsă și prin adaos și cu ce vrei tu și cum vrei tu, tot 750 de mii e răspunsul. Da. Nu mai comentăm că... Hai să vedem mai departe. Dacă suma a trei numere consecutive pare este 972. Deci A plus B plus C 972. Dar sunt consecutive și pare. Și precizăm A, B, C consecutive pare. Numărul mijlociu va fi? B va fi atunci egal cu? Da. Păi scrie de caiet. Trebuie să încercuiesc. Lasă să încercuiesc eu. Mm. Băi, egal. Hai să încercăm să gândim. Scrie de caiet. Da, știi că noi avem o problemă. Trebuie să scrii. Tu ești un copil ascultător, așa se vorbește. Da, da. Și ca să putem face progres, trebuie să lucrăm concret. Da. Dar facem doar încercuind, nu e o treabă sănătoasă. Încercuind noi, da. Deci, încă o dată. Cele trei numere pare consecutive. La ce te gândești, Davide? Ia să văd. Numărul 4. Care sunt acele trei numere pare consecutive? 300. 300 zici tu, da? Din ce motiv te gândești la 300? Pentru că o să ai de 300 de 3 ori și sunt de 900. A, de asta a început, da? Deci cu 300 este să încep. 300, apoi următorul par care ar fi 300 după 300. 302. Și cu următorul consecutiv par, 304. N-ai acoperit. Da? N-ai acoperit. Nu faci așa ceva. Deci,
Înseamnă că trebuie să avem la start, nu de la 300. 300? Da, 322, 322 324 și 326. După care le concrete. Și cum, acum se întâmplă ca să se fac cât vine aici. 10, 12, 972. Și cifra din mijloc este? Numărul din mijloc este? 324. Ei, mai puteam face altcumva? Fără să... Eu am făcut A plus A plus 2. Noi am făcut prin încercare, prin încercare, ești, nu? Nu, 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 am făcut cu prin calcul. Cum? A plus A plus 2, plus A plus 4. Asta e interesant. Deci A plus următorul cu 2, 2 este A plus 2. A plus 2 plus A plus 4. Plus A plus 4. Se facă 972. Echivalent cu, lucrăm. 3A plus 6. 3A plus 6. Egal cu 972. 972. 3A egal cu 972 minus 6. 3A egal cu 972 minus 6. 3A este egal cu 966. 966. De unde A? A este egal cu 966 împărțit la 3. Și A este egal cu 322. A egal cu 322. Atunci B va fi egal cu 324. Sigur că da. Așa trebuia făcut. Așa trebuia făcut. Foarte. Dar doar n-am luat din numele la întâmplare. Da. La început noi am gândit la întâmplare cu 300. Și 300. Să știți că dacă o luăm logic, putea să fie nu numai 300, putea să fie și cu 200. Un număr care să-mi dea acolo și să-mi dea mai mult să pun acolo. Cum cu 200 să... Adică putea să-mi dea și cu 200 și să am numărul și să pun 10 acolo. Adică nu trebuia să fie numai 300, 300, 300. Eu cred că așa trebuia. Ca să fie consecutiv cu 300 da. Început. Deci nu mergea cu 200 și, nu știu, cu 92, da, 20... Ca să fie consecutiv. Vezi, ai văzut? Deci e clar că așa. Calculul cel mai corect a fost ăsta, că ne-ai luat A, ne știi cine să fie. Pe A plus 2, A plus 4. Nu? Da, vedeți, a plăcut? Cu înlocuire, deci, într-un fel, înlocuirea. Era important să sesizăm că e vorba de A, apoi următorul A plus 2 și celălalt A plus 4. Da? Da. Vă rog, următoarea. Următorul exercițiu. Află termenul necunoscut. X minus 9 pe 16 egal cu 2. Află. Termenul necunoscut. X minus 9 pe 16 egal cu 2. Termenul necunoscut, da? Da. Care? X minus 9 pe, 9 pe 16 așa. Egal cu 2. Egal cu 2. Și în continuare scrie așa, încercuiește rezultatul care nu reprezintă valoarea lui X. Și care sunt alea? Te rog frumos? Ei, întâi găsiți-l. Nu. Păi am găsit pe X. Cât este X? X este 27 pe 16. E bine, Adi? Tu dai-l vede. 27. X 27 pe 16. X da. Egal cu 27 pe 7. Da, eu n-am niciun rezultat așa, să știți. Eu vă spun de ce. De ce? Pentru că mie îmi rămân 2 întregi. 2 întregi înseamnă 18 pe 16. Și atunci, ca să-mi rămână 2 întregi... 2 întregi cât înseamnă? 18 pe 16. Cum? De când asta? E, de când? Ia să vedem. Pentru că 9 pe 16. Ia. 9 pe 16. Cât înseamnă 9 pe 16? Dacă eu ies să iau... Mie îmi rămân să-mi dea 2 întregi. Ăștia 2 întregi ar putea fi 18 pe 16. De ce 2 întregi? De când faci 2? 2 întregi, adică 2 e 2 întregi. Egal cu 18 pe 16? Așa să spui tu, că e 18 pe 16? Da, și atunci... Daria. Nu cumva să le cură o greșeală? Da, da, foarte mare. Da, adică 2 întregi. Dar cum ai găsit tu să faci 2 întregi? Că e diferența de 16 și 18 de 2? De asta? Da. Dar cum? Pentru că am făcut acolo... Dacă îl împarți pe 18 la 16, hai să mai simplificăm un pic. Hai să simplificăm prin 2 și faci cât? 9 pe 8. Și 9 împărțit la 8 cât îți dă? Un întreg și o optime. Un întreg și o obținem 2 întregi.
Păi pot să, de exemplu, să iau pe 9 pe 9 și apoi îl înmulțesc cu 2 și o să-mi dea 18 pe 9 și ar fi 2 întregi. Cum? Dacă 9 pe 9? Da, e un întreg. Da? Faci un întreg. Da. Și dacă fac și 18 pe 9, sunt 2 întregi. Păi, Daria, Daria. Nu, 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 nu știu dacă bine, domnul profesor. Ce se întâmplă? Hai să urmărim, Daria. Un întreg este 9 pe 9, da? Daria, uite la domnul profesor. Hai, concentrează-te. Nu, nu, nu ții clar, crede-mă că nu-i bine. Și tu ce zici? Mulțești cu 2? Nu. Da? Dar cum? Și atunci, 2 întregi o să fie 18. De unde? Zi-mă, 2 întregi este 18? 18 pe 9. De ce voi pleci cu asta? De ce nu zice 2 întregi? Înseamnă 2 pe 1, care înseamnă, Daria, 4 pe 2, care înseamnă 6 pe 3, care înseamnă 8 pe 4, care înseamnă 10 pe 5, care înseamnă cât vrei tu, când înmulțești și numărătorul și numitorul cu același lucru. Acest 2 pe 1 și îl înmulțești la un moment dat cu 9, nu? Și vine 18 pe 9. Așa e corect, dar 18 pe 16. Nu 18 pe 16. 18 pe 9 e corect, Daria. 18 împărțit la 9 de 2. 18 pe? 36. E 1 pe 2. E 1 pe 2 aici. E 1 pe 2. Atenție! Cel de sus îl împarte la cel de jos. 18 împărțit la 9 e 2. Hai să ne întoarcem în problemă. Și eu vă dau și variantele, domn profesor, după aceea. Nu, după aceea. După ce aflați rezultatul. După ce aflăm noi. Da. Davide, tu ce-mi propui aici să facem? Cum să facem? X minus 9 pe 16 egal cu 2. De aici adunăm pe 9 pe 16 în ambii membri. Da, da? Păi pe 2 ăla transformăm 16 pe 16. Și o să zicem, 2 nu e 16 pe 16. E 32 pe 16. Pentru că 32 împărțit la 16 de 2. 1 face 16 pe 16. Da? Deci, adunăm în ambii membri, David. Hai să adunăm pe 9 supra 16. Și devine. Devine. Te rog să vezi. Vorbește tot. Cum doi? Minus 8. Deci, X-ul va fi egal cu cine? Cu X. Deci, rămâne faptul că am adunat pe 19 pe 16 și în stânga și în dreapta. X pe 16. X egal cu 2 plus 9 pe 16. Nu știu, nu sunteți atenți, dar nu e clar, nu e clar deloc așa. Nu reușesc să-i conectez în exercițiu. Cristina zice că nu au lucrat așa, cu adunăm în ambii membri 9 pe 16. Dacă aduceam la același numitor... N-a făcut cu amplificare? S-a aduceți la același numitor? Nu, nici așa? Nici cu adunare, n-am primit? Da, am făcut cu domn profesor aici să... Am lucrat așa, măi. S-a amplificat. Hai să mai vedem încă o dată. Cum să? Nu ne motiv, ne concentrăm și reușim să discutăm. Hai să vedem, Davide. Tu te-ai supărat, Davide, adineal, că te-am pus să scrii. Și de atunci nu mai lucrezi. De ce te superi așa? Eu am vrut să vă spun că trebuie neapărat să o rezolvați, pentru că exercițiul ăsta conține o capcană. Și eu vreau să o sesizăm, să vă dacă o sesizați. Deci, pornim din nou. Aflați termenul X din relația asta. Da. Deci relația este așa. X minus 9 supra 16 egal cu 2 copii. Dacă ar fi fost X minus 7 egal cu 5, cum? De aici, cum procedați? Cu cine este egal X-ul? Din cei ce știți, da? 7 ori 5. 7 ori 5? Atenție, da. Dar ea cât e egal X? X egal cu 7 plus 5. 7 plus 5, scăderea asta. Deci, descăzutul cu cine este egal? Practic, am dunăm la 5 pe 7. X-ul să fie egal cu 2 plus 6. Și deschide gurița mare. Mai tare. Că se și filmează. Da. Și s-a aude urât. X egal cu 2 plus? Da. Plus 9 pe 7. Deci X egal aici cu 5 plus 7. Da? Mă întoarc în exercițiul de aici. Nu același lucru se întâmplă și aici. Da, uitați-vă. X egal cu 2. Deci de aici rezultă că X egal cu 2 plus 9 pe 16. Și egal mai departe. Lucrăm. Pe 2 îl putem scrie ca fiind cine?
ca să dea 2, să aibă numitorul 16. Stați. Deci, în loc de 2, cât să scriu ca să fie? 32 pe 16. 32 împărțit la 16 face 2. Deci va veni 32 pe 16 plus 9 pe 16. Care este egal cu 41 pe 16. 41 pe 16. Aici aveam răspunsul 41 pe 16, domnul profesor. Numai că în continuare scrie așa, încercuiește rezultatul care nu reprezintă valoarea lui X. Și avem 4 rezultate. 2 în 3 și 9 pe 16. Scriem. Deci rezultatele sunt amici. 2 în 3 și 9 pe 16. 9 pe 16. Pe 16. 23 pe 16. B mic. B mic. 23 pe 16. C mic. 41 pe 16. 41 pe 16. Și de mic, 2 plus 9 pe 16. Și noi trebuie să încercuim rezultatul care nu reprezintă. Care nu reprezintă 23 de aici. Pe 16. Păi dar de unde știu eu că 2 și 9 pe 16 nu e... Păi 2 și 9 pe 16 ar fi 2 plus 9 pe 16. 2 în 3 și 9 numai pe 16. Numai că scris cu și. 2 plus 9 pe 16. Păi și jos tot 2 plus 9 pe 16, aveți tot profesor. Da, acolo e 2 și 9 pe 16. Și acolo e 2 plus 9 pe 16. Am vrut să ne testeze, să vadă dacă știm să că... Și ora înseamnă, de fapt, adunare. Deci aici înseamnă același lucru cu în partea asta, da? Deci este identic. 2 întregi și 9 pe 16, că de parcă aș spune la 2 adaug. Mai pun 9 pe 16. Și ce răspuns ați încercuit? 23 pe 16. Corect, domnule. Deci 23 pe 16 este răspunsul corect. Pentru că 41 pe 16 sau 2 în 3 și 9 pe 16 și 2 plus 9 pe 16, tocmai am avut noi calculat aici, înseamnă singurul care... Astea sunt, înseamnă același lucru. Deci A-ul, C-ul și D-ul înseamnă același lucru, iar B-ul este cel care nu este corect. Da? Voi ați auzit vreodată în viața voastră de inegalități? Da. Exercițiul următor. Se dă inegalitatea. Inegalitatea adică două lucruri care sunt. Deci se dă inegalitatea. Punoară 2 e mai mic decât 3. Da? 2 mai mic decât 3. Asta este o inegalitate. Da, pentru că nu sunt egale. Da. Cele două. Că de asta se numește inegalitate. Se dă inegalitate. 5 pe 1 mai mic decât 10 pe 4. Iată, o inegalitate este următoarea. 5 supra 1 mai mic decât 10 supra 4. Mai mic decât 10 supra 4. Mai mic egal decât 9. Mai mic egal decât 9. Toate valorile pe care le poate lua Z sunt. Toate valorile pe care le poate lua Z. Voi ați făcut așa ceva la școală? Nu. Nu ne-a arătat numai cu la numitor, de exemplu, dacă la numitor este același, ăla de jos, dacă de exemplu ăla de jos e același, cele de sus, de exemplu ar fi 5 pe 4, căsuță 9 pe 4, 9 pe 4 e mai mare. Dar nu, că trebuie să, să fie foarte clar pentru voi chestia asta. Dar dacă sus un numere egal, de exemplu, 5 pe 9, căsuță 5 pe 4, 5 pe 4 e mai mare. Adică la mai mic. Da. Hai să încercăm împreună să înțelegem un pic ieșiți. Ca să pot compara două fracții, mai întâi hai să pornim de la altceva. Vă rog să-mi spuneți voi care sunt toți întregii cuprinși între, am să spun așa, 3 mai mic decât x, mai mic egal decât 9. 3 mai mic decât x, mai mic egal decât 9. Păi x aparține mulțimii, deci care poate să fie x-ul? Ce poate să fie? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo. 4, 5, 6, 7, 8 și 9, da? Da. Și 9. Bun. Dar dacă spun așa, 3 supra 5 mai mic
decât x supra 2 mai mic egal decât 7. Păi, sincer să fiu, x-ul ar putea să fie 3. Nu-l încercăm. Trebuie să înțelegem că da, visul nostru este să fie același numitor peste tot. Aici e numitorul cât a fost? 1, 1, 1. Da? Deci acolo sus a fost 1, 1, 1. Să fie și cu 3 acolo. Hai să, înainte de a mă duce la asta, mai fac încă un model, mai ușor un pic. Da? Vă rog să-mi spuneți voi. 3 pe 2 mai mic egal, mai mic decât x, mai mic decât 9 pe 2. X-ul poate să fie 4 pe 2, 5 pe 2, 6 pe 2, 7 pe 2 și 8 pe 2. Deci rapid ai gândit, X-ul poate să fie 4 pe 2, da, că ai avut 2, că 2 și stânga și dreapta, da? Sunt fracții normale, cum vrei spune. Sunt normale în clipa asta. Da. Și te-ai gândit repede. Înseamnă 4 pe 2, 5 pe 2, adică practic ai gândit jos aici să fie același numitor, 2, da? Neapărat așa trebuie să vezi. Deci de aici rezultă că X-ul, Davide, X-ul aparține cărei mulțimi? Mulțimii tuturor fracțiilor de următor. Chiar să le enumărăm concret. 4 pe 2, 5 pe 2, 6 pe 2, 7 pe 2, 8 și 8 pe 2. 7 pe 2 și 8 pe 2. Și 9 pe 2. Dar nu-i și egal. N-am luat și egal. Da? Din coace am luat și egal, Davide. Da? Aici am luat și egal, din motivul ăsta a fost. Dar dacă am să dau așa, Daria, 5 pe 2 mai mic decât x, mai mic decât 7 pe 3. Decât 11 pe 3, hai să zic, ca să fie în spațiu, 11 pe 3. Deci 5 pe 2 mai mic decât stați x. Stați puțin. Mă așteptați 2 secunde. Sigur. Deci 5 pe 2 mai mic decât x, mai mic decât 11 pe 3. Sunteți deranjați față de situația din aici? Stați 2 secunde! Vreau idei la Davide acum. Dar ea lucrează înleștită. Davide, te rog să mă ajuți. Mai înainte ai putut. Am lucrat bine, am avut același numitor. Ce ne facem acum, că la una ai 2 și alta ai 3? Ce facem? Gata! Un pic. Da, desigur. Hai să visăm. Să fie același numitor. Să ne gândim. Cu cât aș putea să o modific aici? 3 cu 3 și pe toată o amplificăm cu 3 și pe asta toată o amplificăm cu 2. Și atunci echivalentă cu șirul de inegalități, această dublă inegalitate devine. Vorbește-te, rog. 15 pe 6 mai mic decât x mai mic decât 22 pe 6. Ei, acum ești fericit. Înseamnă că x și aparțin cărei mulțimi? X aparține mulțimii. X poate fi 16 pe 6. 16 pe 6. 16 pe 6. 17 pe 6. 18 pe 6. Așa. Și 19 pe 6. 19 pe 6. Și 20 pe 6. 21 pe 6. Bun. Dar acum... Și 20 pe 20. 20 pe cât? 6. 20 pe 6 și... 21 pe 6. Atenție, că acum am pus un problem așa. Atenție acum. I și întregii vreau. Cum adică?
adică care se împart. Așa, aici fracții de astea sunt multe. Noi le-am luat așa pentru început. Da. Dar să știți că sunt foarte multe fracții între 15 pe 12 pe 3. Foarte multe, sunt o infinitate. Cele care se împart exact. Dar mă interesează să fie întregi. Cum adică întregi? Adică 18 împărțit la 6. 18 pe 6 face 3. Ah, nu cu virgulă, nu corect. Exact. Da, 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 da. Deci întregii din zona asta. Doar întregii din zona asta. Doar întregii din zona. Vi dau acum. 18 pe 6. Atât. Adică ăsta care face 3. Da? Egal cu 3. Deci copii, în situația în care sunteți puși să comparați niște fracții, ei bine, visul vostru este să aveți același numitor. Și Z-ul fiind întreg, atunci te duci foarte repede pe culoare. Iată că aici, autorul a cerut să fie vorba de acei Z, acele numere întregi, care să satisfacă relația asta. Păi hai să ne gândim ce facem acolo. La urmă e inegalitatea voastră. A, în aia? Da. În Z. Cum să facem? Că știu Z e pe patru. O să transmiteți azi microfon online la clasa 5-a? Clasa 5-a n-a nu. Corect. N-avem timp să răspunde. Nu îl transmitem. Dar i-am dat răspunsul că... Corect, că ne urmărește. Deci, ca să putem răspunde, am visat să fie peste tot 4. Pe 4. Și ce să facem în situația asta? Davide, hai, cu... Nu știu tu, în lecție. Primul, deci vine 4. Cât? 20. Pe 4, mai mic decât Z. Pe 4. Pe 4, mai mic decât... Mai mic egal, două. Da, mai mic egal decât... Decât? Mai mic egal decât 9. Păi și pe el vreau. Pe 4. Cu 4. 36. 36 pe 4. Și acum, de aici, rezultă că Z aparține... Mulțimii. Mulțimii valorilor, că Z vrea între ei. De la cât, Daria? De la 21 la 35. 36. 36, da, inclusiv. Da. De Z aparținii mulțimii 21, 22 și mai departe până la 36, inclusiv 36. Și dacă aici nu este așa răspunsul? Dar ce spune acolo? 20, 24, 28. Da, la I 20, 24, 28. La B, 28, 32, 36. La C, 20, 24, 28, 32. La D, 24, 28, 32, 36. Aici trebuie să pună. Ne spunea ceva acolo, esențial. Ia, citește-mi încă. Deci, se dă inegalitatea. 5 pe 1, mai mic decât Z pe 4, mai mic egal decât 9. Toate valorile pe care le poate lua Z mai mic egal decât 9? Păi da. Puțin. Păi da. Și nouă cât ar fi? Toate valorile pe care le poate lua Z. Păi de la 21 la 36 și eu zic la 100. Păi... Că nu se numă nicio. Să vedem. Atunci autorul a vrut să vadă Z ăsta se împarte la 4, nu? Și să fie dincolo de 5. Atunci pe 4 alea, domn profesor? 21 pe 4, 22 pe 4, până la 36 pe 4. Unde a spus Z? Z aparține mulțimii și mai ăla care se împarte exact? O secundă să vedem cum... Deci Z pe 4, cuprins între 21 pe 4. Că 21 la 4, nu 22, numai 24 se împarte la 4, primul. Da, știți? Se parte și după aceea 28 20. Se împarte la 4, 32 se împarte la 4, 36 se împarte la 4. La 4. Și ar fi singurul răspuns de valabil corect. Dacă le-am pune pe 4, Z ar fi aparține mulțimii 21 pe 4, 22 pe 4. Și facem aceea selecție exact, acolo? Exact, exact. Și numai așa corespunde una din... Așa. Altfel, hai să răstrămășim pentru înțelegerea pentru ei, lor. Acum, da, cred că așa. Da. Pentru ei ar însemna așa, apare. Că Z-ul trebuie să fie multiplu de 4. Da? Z adică trebuie să fie multiplu de 4 și se împarte exact. Deci multiplu de 4 ca să fie cuprins între 5 și... Ok, 24 pe 4.
Deci Z, 28 pe 4. Z1 egal cu 24 pe 4, care face 6, nu? Da, pe 4. 28 pe 4. Z2 egal cu 28 pe 4, și face 32 7. Pe 4. Și Z3 egal cu 32 pe 4. Și 36 pe 4. Și Z4 egal cu 36 pe 4. 36 pe 4 și face 9. Dar ei n-au precizat că le vreau pe astea. Păi ei, răspunsul aia este asta, o dată. Z apare găsit de noi. Da. Z înseamnă 24, 28, 32 și 36. Da. 24, 28, 32 și 36. Haideți să vedem ce a vrut autorul prin testul ăsta, prin chestia asta. Copii, bă, o trebuie să vă fie foarte clar aici. Ei n-au precizat. Da, sunt pe 4 totuși, se împarte exact la 4. Dar eu sunt, da. Să precizeze că trebuie să se împarte exact. Voi vă dădea seama după răspunsul că trebuie să se împarte exact la 4. Dar primul eu să se împarte. Da, mă? Cu matematică, cu apicultură, cu ce? Da, da. 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 Eu sunt într-o lecție de matematică acum, sunt la Profon la TV, de aceea mi-e greu să stau. Da, dacă ne-am lăsat pe parte și cartea pe care se împarte exact ca aici, rezolvam. Da. Da. Haideți să stăm de vorbă de seară după ora 10, că acum dacă sunt în lecție, eu stau acum cu telefonul, nu, nu am cum, da? Da, da, mă rog. Bine. La revedere. Auzi, mă să-l sun eu, mă aștept el cu telefon. Asta nu mai știu. Da. 24, 28, 30, 36. Ia atenție, bun. Copii. Deci ce a vrut autorul? Ce a testat? Faptul că vrea pe aceste numere de la 5 la 9, ele, după înlocuirea lui Z, să se împartă exact la 4. La 4. Că nu lucrează mulțimea tuturor fracțiilor, cum exact. Gândeam noi. Încă sunt la clasa a 4. Exact. Și atunci el spune, dacă le pun Z supra 4, îi atenționez că e vorba de multipli de 4. Corect. Da. Și multiplul de 4 înseamnă primul multiplu de 4, 6 ar fi ăsta să fie, nu? Să fie primul 6. Păi da, că e mai mic decât 5, e mai mare decât 5. 6 e de la 5 până la 9, da? Da. Și atunci Z-ul trebuie să fie multiplu 6 ori 4, 24. Corect. Pe urmă, 7 ori 4, 28. Deci asta a vrut să spună. Z pe 4 aparține, Z pe 4 ăsta, aparține mulțimii numeror 6, 7, 8 și 9. Și atunci Z poate fi 24. Și atunci 8. Z, dacă Z pe 4 e 6, atunci Z este 6 ori 4, 24. Dacă Z pe 4 este 7, Z egal cu 7 ori 4. Z, și așa mai departe, acolo le găsim toate valorile. Fiindcă la nivelul ăsta a dorit, noi am sărit mult prea sus. Că după toată selecția noastră, le aveam și pe acelea. Le aveam, dar trebuia să le punem de parte. Dar nu trebuia să le luăm așa, ci doar întregii de acolo. Cei care se împărțeau exact. Sigur că da, da. Nu fracțiile toate. Așadar, hai să mai reiau, luăm un alt exercițiu. Uitați, 3 mai mic decât Z pe, care se împarte, da, Z mai mic pe decât 5. Z pe 5, mai mic egal decât 8. Ia să vedem, cine poate fi Z? Deodată așa. Rezultă, Z aparține mulțimii. Să vadă. Stai două secunde. Hai să gândim cu voce tare puțin. Stai două secunde. Da, 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 să scrie și ei. Tu. Eu și Cristina ne-am prins, domnule. Da, și eu m-am prins. Da, dacă voi nu vorbiți. Dar eu vreau să scriu mai întâi. Așa. Să vedem, David. Nu știu. 15 pe 5. 15 pe 5 ar fi un 15. 15 împărțit la 5, David? Da. 15 împărțit la 5, 3.
3 și trebuie să fie mai mare decât 3. 3 mai mare. Deci fără 3. N-am pus și egal aici. Știu. 25 pe 5. Pe? Pe 5. De ce pe 5? Păi de ce mai e 25 pe 5? Că 25 pe 5 face 5, nu? Da, păi următorul. Deci, care e următorul? Care e primul? Care e primul? Primul e 5. 5, al doilea e 15 pe 5. De ce 5? De ce ai zis 5? Nu, e clar că nu înțeleg. Păi, da, bine. Care sunt toate numerele întregi? Cuprins între 3 și 8. Acest X rezultă că aparține mulțimii valorilor. Care sunt numerele de la 3 la 8? De la 4 până la 8. De la 4, inclusiv 4, da? 4, 5, 6, 7 și 8. Ei, dar în loc de X am mai avea Z pe 5. Deci Z pe 5 ăsta poate să fie, Davide, Z pe 5 are o primă variantă să fie 4. Și atunci Z cu cât e 4? Atunci Z1 este cât? Z1 în condiția asta e 4, 5, 20, mă. Ai înțeles, Davide? 4, 5, 20. E primul. Numai 20 împărțit la 5 face 4. Te-ai dus pe, repede spre 25. L-ai pășit pe 20. Da, și Z2 pe 5 egal cu 5. A doua variantă, Z2 pe 5 să fie 5 de aici. Atunci Z2, da, Z2 cât 20. Este? 25. Corect. Apoi Z3 este 30. Da. 30 împărțit la 5 face 6. Deci înseamnă că voi putea spune că Z aici aparține mulțimii valorilor 20, 25, Davide, 30. 35, nu? 35. Până la cât? Până la 40. Corect. Până la 40. 40, ultimul număr. Mai facem unul. Trebuie să înțelegem da. Bine aceste lucruri. Mai domnul Floyd. Dar mai caiet? Mai deci, vă rog să scrieți pe următorul. Găsiți toate valorile X pentru care 3 mai mic egal decât 2X plus 1 supra 7 mai mic decât 5. Mai mic egal ca 5. Deci? Aoleu, nu-mi plăcut. Dar nu e greu. Nu? Vai, hai să vedem. Adică ăsta de sus, ăsta de sus poate să fie cine? Stați două secunde. Stai. Domn profesor. Da. Nu o să fie bine. O să vedem dacă găsim. Da, da. Valorile care le găsim. O să vedem ce găsim. Dacă găsim. Trebuie să judeci. Din cum pleci. Dar, din păcate, dumneavoastră acolo ați pus plus 1 și plus 1. Nu e bun. Dar de unde știi? Pentru că 7 se împarte, de exemplu, eu, după calculele mele, o să ajung la numărul 28. 28 minus 1, 27, 28, nu se parte la 2. Deci acela nu e bun, dar trebuie să găsesc ceva. Un număr. O să găsesc, o să văd, dacă nu, dacă nu sunt mulți, mi-e vidă. Da. Deci putem gândi. Exact. Dar mie mă interesează cum pornim. Cine poate să fie aici, Davide? 2x plus 1 ăsta cât trebuie să fie? Cât ca să se împartă exact la 7 și să fie dincolo, chiar cu 3. Cine se împarte la 7 și dă 3? 21. Deci 2x plus 1 2x plus 1 aparține, poate să fie pe rând 21, ai spus. Apoi, cât mai poate să fie? 28 21 35. Păi de ce? După 7
47, 28. Corect. 28 împărțit la 7 face 4 și este cu prezent de 35. Corect. Da? Deci 20 și... 28. Deci ai zis 28, da. Și? 35. Și cu asta ne oprim. Și luăm pe rând. Și luăm pe rând. 2x plus 1 să fie egal cu 21. De unde rezultă? Aici vreau să văd cum lucrați. Aici, Daria. 2x va fi egal cu 21 minus 1. 21 deci 2x egal cu 20 împărțit la 2. 2x egal cu 21 minus 1. 2x deci rezultă că 2x egal cu 20. Și x egal cu 10. X egal cu 10. Ia uite cine e. O primă. Și sunt doar două variante. Alba. 28 nu se poate. 2x plus 1 egal cu 28. 2x plus 1 egal cu 28. 28 minus 1, 27. 27 egal cu 27. Nu se poate. Deci x egal cu 27 pe 2. Împărțit la 2, da? Da. Sau 27 pe 2, ca fracții, da? Corect, 27 pe 2, care nu mai este din număr natural. Da. Deci nu mai este număr natural. Mergem la prea frumosul 35. 2x plus 1 egal cu 35. 35 minus 1. 2x egal cu 34. 2x egal cu 34. X este egal cu 17. X egal cu 17. Trebuia să fie neapărat un număr natural. Care este număr natural. Da. Trebuie să fie neapărat un număr impar. Și atunci răspunsul corect la ieșiță este x aparține mulțimii 10 și 17. Și 17. Iată cum eram în ieșițiu de acela, am plecat frumos, ne-am dus mai de... și am crescut în dificultate. Nu scrie. Ești un pic nervos, Dari. Mai avem o pagină și mai grele. Da? Păi vreau să... dacă știu, da. Păi asta vreau să merg... 3 pe 4 dintr-o oră înseamnă... Oh, simplu. Păi simplu, zi, cum? Stați puțin, 5 pe 3... 3 pe 4 dintr-o 45 oră. 45 de minute. 3 pe 4 dintr-o oră... Adică din cât? Adică din 60 de minute, 60 împărțit la 3? Adică 3 pe 4 ori 60, vorbești așa. Da, 3 pe 4 ori 60. Da. Adică 60. Deci 3 pe 4. Dacă ai avut 3 pe 4 din 60 de minute. Sau dintr-o oră, da, egal cu. Înseamnă din ce am învățat până acum, e vorba de 3 pe 4 înmulțit. Corect. Cu 60, ca să mai da? Înmulțit cu 60. Și egal cu. Și care înseamnă ce? Știm noi înainte de a înmulți, facem simplificări de... Și cât de dată? 4 cu 60, 15. Și de 3 ori câte 15, egal cu 45. Păi nu vezi, voi, vreau să te văd că ești ordonată în gândire. Voi spuneți așa, 3 pe 4 din 60 înseamnă 60 împărțit la 4 ori 3. Da, așa faceți. 60 împărțit la 4 ori 3. Dar este același lucru. Noi am învățat și operații cu fracții, da. De aceea am putut utiliza. Deci 45 de minute, au știut, domnul profesor. Următorul. Da. Determină pe Y din expresia. Determinați Y din expresia. 1000 minus. 1000 minus. Paranteză pătrată. 5 plus 2 ori. Paranteză rotundă. 100 plus Y ori 4. Y. Ori 4, închideți paranteza, minus. Ori 4, ori 4 în afară, da? Nu, în interior. Așa, bun. Așa, închideți paranteza, minus 124 împărțit la 4. Închideți paranteza pătrată, egal cu 754. Vrea David să lucreze. Așa, al aștept. El își dore, îi plac exercițiile astea la nebunie, mi-a zis, și vrea așa să vă impresioneze. Este egal cu cât? A, domnul profesor, acolo era 1000, nu 1000, da. 1000, da? A început. Primul. Acolo 1000. 1000. Da. Te rog, Davide, cam cum... Cât ați înțeles, îi place. Îi place, da. Păi planul de lucru, Davide, da?
Cum ți-ai propus să pleci? Frumos și calm. Cum? Împărțire. Care împărțire? 124 împărțit la 4, da? Hai, te rog. 1000 minus 5 plus 2 ori paranteză rotundă. Da. 100 plus Y ori 4 închide paranteza rotundă minus 31. Minus 31, ai zis bine. Așa. Egal cu 754, echivalent cu? 5 plus 2. Ai ce să adunăm de astea, da? Nu. Da? Nu. În continuare, echivalent cu 5 plus 2. Bun, 5 plus 2. Paranteză, 100. Da. Plus Y, ori 4. Da. Minus 31. Da. Egal cu 1000 minus 754. 1000 minus 754. Este corect, nu? Că rezultatul scăderii dintr-o mie scăzând pe asta, egal rezultatul de ăsta, înseamnă de fapt 1000 minus rezultatul să fie scăzător. Da? Emoții, nu? Foarte. 5 plus 2 adunăm. 5 plus 2. Da, așteptam să zic 5 plus 2 acum, dar am venit. Eu v-am zis că vă impresionează. Bun. Hai, Azam. Hai, Azam. Când face 246. 246 zice că face acolo. Face 246, da? Da. 246. Te rog, Davide, continuă. Și mă fac 2 ori, nu 5, da. Plus 2 ori. 5 plus 2 ori. 100 plus Y ori 4. Y ori 4. În paranteza rotundă. Da. Egal. 246 plus 31. 246 plus 31. Egal cu? Echivalent cu? 7. Eu fac adunarea acolo. Aici fac 7. Da, da. Și mi-ar mă speria. Reușește să lucreze 7. V-am zis că vă creează emoții. Da, 277, da? Da. Bine. Deci, continuăm. 2 ori. Paranteze rotundă. 2 ori. Paranteze 100. 100 plus Y ori 4. Ori 4. Paranteze rotundă. Da. Egal cu? 277 minus 5. Da, 272. Da, deci egal aici 272, da? 272 echivalent când o scriem asta, egal. Echivalent cu? 1100. Acum 100. Y ori plus 4. Y ori 4. Egal cu 272 împărțit la 2. 272 împărțit la 2. Egal, echivalent. 200 plus 8Y. 200 plus? 8Y. Aia a distribuit acolo. 2 ori. Nici vorba, dar dacă ajung la aceeași Y, nu se poate. Cred că ajung. Așa, 272 împărțit la 2, face cât ai ce dame, te face 6. O dată. 136. 136, da? Acum cum facem? Echivalent cu Y ori 4. Y ori 4 egal 136. Cu 36 minus 800, nu? Da. Așa. Care fac? Care fac 36. Da, la fel. Da. Da. Cât ți-o dat? Y. No. Y egal cu? 36 părți la 4. Care face? Y egal 9. Da. Bravo, Davide. V-am zis că vă impresi. Da. Deci mai am mai multe emoții decât băiatul. Mai 5 plus 2, 7. Da. 5 plus 2, 7. Da. Totul a apărut pe traseu, 5 plus 2, așa. Doamnă profesor. Da. Acum următorul. Eu îl fac. Da, tu, acum tu la mărși, da. Care este împărțitorul următoare împărțit cu rest? 365 împărțit la împărțitor egal cu 8 rest 5. 365 împărțit la împărțitor la cine îmi, este, la îmi, scriu ei, da, egal la cu 8 rest 5. E bune. Da, da. Conduce la bune, ușoară. 8. Câtul 8? Egal, da. Câtul 8 și restul 5. Restul 5. Trebuie să știe teoria împărțirii cu rest. Păi da, hai. Este egal cu 365 minus 5
Nu, se scrie un teorema împărțirii cu restul. Da. Paranteză împărțirii. Uite, Daria, trebuie să scrii teorema împărțirii cu restul. Asta uite, cum am spus-o. 365 de împărțitul egal cu împărțitorul ori 8 plus 5 plus restul. Da? Deci așa scriem teorema împărțirii cu restul. Și așa nu se greșește niciodată. Și de aici plecăm la rațional. Pur și simplu ca și mă ambulează vă o relație de asta simplă. Hai, zi. Deci vă spun. Zi. Este egal cu 365 plus 5. Îi ori 8. Scădem. Mama, pentru că trebuie să le aflu pe îi. Deodată pe el? Deodată? Da! Dar de ce? Nu ai să lucrezi la asta? Păi dar nu faci și pe dată. Păi dar nu-i faci, nu faci decât să urmărești pașii pe care îți zici noi acum. Da. Eu zici deodată. Da. Tu vrei să memorezi o formulă. Da, eu nu vreau. Ce formulă? E teorema împărțirii cu rest care se face. Păi am scris-o, Daria. Ai răbdare. Dar ce vrei tu când noi greșim? Poți să greșești punând-o direct. Hai să vedem pas cu pas. Deci acum scădem pe 5, nu? Din ăștia și vine cât? Î ori 8, cum ai zis tu, egal cu 360. 360, corect. Și Î egal cu 360 împărțit la 8. Sunt 4 bani. Păi am zis același lucru, numai că a primit o metodă mai ușoară. Daria, nici o metodă mai ușoară, Daria, dar suntem, spunem același lucru. Deci nu suntem pe două metode diferite. Tu ai memorat deodată egal cu 365 minus 5 împărțit la 8. Ai memorat rezultatul ăsta. Eu am vrut să văd exact. Așa au fost învățați, domn profesor. De-aia pleacă. Deci direct așa pe asta. N-am făcut paranteză 365 minus 365 5 paranteză împărțit la 8. Așa au fost învățați în spate. De-aia pleacă așa. Vedeți? Dar eu asta insist. Pe automatismul acesta. Deci acest lucru mecanic făcut, nu pot să pot. Corect. El merge așa și așa, știi? Eu l-am și-a învățat așa. Și UX, nu? Da. Daria, această formulă pe care le ținut-o cu I egal cu 365 ori 8, este rezultatul teoremei împărțirii cu rest, ca spus, de împărțitul, egal cu împărțitorul, oricâtul plus restul, cu virgulă, restul, mai mic decât împărțitorul. Da? Restul, totdeauna, mai mic decât împărțitorul. Asta trebuie să o înțelegem, să o reținem. Că ce urmează după aceea, cine-i dat, cine nu-i dat, care sunt celelalte două relații, cum se obține, nu finalul acela mă interesează, ci atâta tot. Și iată, aici, eu pot să-ți dau, ce să-ți dau? Să-ți dau câtul de împărțitul și restul și toată împărțitorul. Eu pot să-ți dau împărțitorul și restul și toată câtul. Este de acum tot felul de variante putem formula aici. Dar pe asta trebuie să o ții minte, crede-mă. Nu aceea că în paranteză scădem, împărțim și nu știu ce. Dacă vrei să mă înțelegi, corect. E bine. Și trebuie să înțelegeți așa cum învață domnul profesor, nu o să greșiți niciodată. Poate formula asta care vă zis-o, mi-s-o uitați. Ce faceți? Păi nu o să uitați. Ei, nu o să uitați. Știți câte formule să învățați de acum înainte? Nu știu. Aoleu, vai de mama. Da. Da. Înțelegeți-mă că e singurul lucru pe care eu mi-l propun în discuția cu voi. A spus să nu uităm. Este... A spus să nu uităm niciodată teorema. Da. Eu... Da. Teorema asta. Împățirii cu rest. Asta. Nu aceea care e formulă, ca o consecință, ca urmarea calculului. Că I egal de aici cu... I egal cu D minus R o împărțit la C, este ca urmarea calculului de aici, măi copii. Cum să o țin o minte cu asta, când n-are rost să o țin minte. Exact. Pe asta trebuie să o țin minte. O scriu și de acolo plec. Da. I, sau C. C egal cu D minus R împărțit la Dar pe la Dar eu nu știu dacă e adevărat ce a scris acolo. Că poți să aflu imediat făcând deja împărțirea. Foarte greu mi se pare. Dar tu ține aceste formule la iurea. De aceea, pe asta o țin de bază și în relația asta înlocuim ce-mi dă autorul și mă pun de calcul. Și foarte ușor după aceea. Nu mai fiți încăpățânați că exprimirile vostru, copii. Sunteți deștepți și păcat să vă încăpățânați. Da. Am să mergem mai departe. Da, că dacă adun un număr cu dublu și cu triplul său, obțin 666.
7. Oh, super, păi da, gata. Dacă adun un număr cu dublul și cu triplul său, obțin 666. Cine este număr? Împătritul acelui număr este... Împătritul acelui număr este 444. S-a dat rezultatul, gata. Nu știu, domn profesor, eu nu știu niciodată asta. S-a dat rezultatul. Eu nu știu, domn profesor. Eu n-am înțeles de unde, credeți-mă, eu... Hai, domnule. Da, bine, și puteți la fel? Tot 444 zici? Eu nici nu am apucat să mă gândesc. Păi asta zic, ia gândește cu eu. Eu deja nu-mi dau seama după ce mi-ai zis tu totul. Tu ai zis dacă un număr, un număr cu dublul său și cu întreitul său. Și cu triplul său. Și cu triplul său, dar 666. Nu, nu am făcut deloc la școală. 3 plus 2 plus 1, adică într-un fel am 6A și un A este egal cu 666 împărțit la 6, adică un A este 111. În patritul lui va fi 444. Nu, domnule, eu tot nu cred. Nici nu, eu nu cred. Puteți face... N-am înțeles. Nu, profesor. Eu tot am făcut o școală bună. Te rog, îți citești încă o dată problema, vrem să o înțelegem. Dacă adun un număr cu dublul... Nu știu. A. Plus. Îl adun cu dublul. 2A. Și cu triplul său. Și plus 3A. Obțin 666. Acum înțelegi? Obțin 666. 3 plus 2 plus... 1, care e A, sunt 6A și 6A o să fie. Da, aici rezultă că 6A este egal cu 666, de unde A face 666, da? Împărțit la 6 și egal cu 111 și acum împătritul acestui A. Da, au avut dreptate, domnule. 4 ori A egal cu 4 ori 111 și egal cu 555. Cum se scrie, domn profesor, asta? Foarte simplu. Cum? Am împărțit la B egal cu 4 ori 5. Da. Adică A egal cu B ori... Câtul este, câtul este 4 și restul 5. 4 plus 5. Observație despre B. Spuneți-mi ceva despre B. Nu se scrie așa? De ce? Am împărțit la B egal cu 4. Rest 5?